Spune numele unei foste oribile. Nu pot să spun asta. Salut, eu sunt Vlad și astăzi vă prezint Mănâncă sau scuipă adevărul. Regulile sunt foarte simple. Doi oameni vor sta față în față la masă și își vor adresa fiecare câte o întrebare. Dacă nu vrei să răspunzi la întrebare, vei mânca ceva incredibil de scârbos ca limbă de vacă sau coaie de porc. De la clipul anterior s-au abonat 11.900 de oameni, dar tot peste 50% dintre voi nu sunt abonați la acest canal. De azi încolo, cine se va abona va apărea la abonații săptămânii, așa că îi mulțumesc foarte mult lui Samuel, Lina, Ionuț, Andra și Ștefan pentru că s-au abonat. Dacă vreți să apăreți în clipul următor, abonați-vă și comentați gata. Sunteți gata de show? Mănâncă sau scuipă adevărul! Hai să-i dăm bătaie! Hai! Da, hai! 1, 2, 3 și... Hai! Hai! Afară la start, afară la start! 1, 2, 3 și... 1, 2, 3 și... 1, 2, 3 și... Ai văzut că nu merge așa. Deci care-i tălăbuie? Care pierdut? Stai, care-i pierdut? Teo. Adică tu, mă, deci tu trebuie să alegi. Tu îi alegi un fel de mâncare. Să vă zice dacă nu răspunde la întrebare. Dacă nu răspunde la întrebare, da. Mirodelile astea de genul ăsta și aia acoperită. Aia acoperită? Păi și cu ochii deschiși? Stai așa un pic, stai așa un pic. Ce-i acolo? Ce-i acolo? Nu, borhot, ceva rău. A vomitat cineva aici, vă spun sincer. E vomitată, ținut afară, a înghețat și a spus-o într-o troacă și a... Așa la portă. Ca să zic ce acolo. E limbă de vacă. Limbă de vacă? Și acum vezi bote oia să vedem cum e. Nu, să știi că e chiar ok și e... Adică nu mai zic. Băi, ce vreau să zic. Și de ce are un... Și de ce are un fir de păr pe ea? Avea păr pe limba? Nu ești la restaurant de 5 stele, ce să zic? Bravo, și eu. Eu prost. Așa. Așa, te trebuie, nu? Dă-mi un nume din industria muzicală românească pe care tu îl consideri un om care nu are niciun fel de voce, niciun fel de talent și totuși este apreciat de oameni. Sau mânești limba. S-a terminat. Nu știu ce pică cu ghidul și jale. Mă, nu știu ce să zic. Eu cred că mânești limba. Niciun fel de voce, niciun fel de talent. Punctul ăsta de vedere. Poate are un suport, știi? S-a cam pus punctul pe ei. Aștepta tot să zic Abi, nu? Sau? A, nu. Nu avem treaba, am punctul tot de vedere. Acum dacă ai zis, e mai bine. Nu, că el are un talent. Adică eu cred despre Abi că el are un talent. Are doar talent că nu ține de voce. Da. Înțelegi? Deci s-a considerat nu, răspuns? Nu, nu, nu. Ce? Nu, 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 nu. Ce răspuns e ăsta? Păi mă, restul pe care îi știu eu, care nu sunt așa cine știe ce, nici nu sunt foarte apreciați, înțelegi? El e foarte apreciat de unii oameni, nu mi se pare un om talentat, că n-are calități artistice, dar în schimb are alte calități. Mamă, adică... s-a dat drumul la Biba, ține bunii la cap. La ce? La ce? Bă, mă, ce? Îmi place mi-are multe puncte de vedere, dar nu are calități vocale. Ce? Abi talent, na. Mamă, s-a scăpat. Mamă, de ce mă scăpat din limba aia? De ce mă scăpat din limba aia? Eu deja mâncam cu limba, cu toate. Da, da, și era. Acum să-mi aleagă eu un fel de mâncare, nu? Da. Haide. Un fel de mâncare și să-mi pui întrebare. Ce vaporter, nebunule, stai Stai să mă uit eu la ele prima dată. A, nu, postule. Uite, o ăla. Ole! Olele! Ce cole, ce era? Haide, pune întrebare acum. De rață, mă? Sunt o de rață coclite seculare. Adică... Secular? Da. Adică au pui în ele. Au pui în ele. Nu cred, nu cred. Ai, mă, frate. Și clocit între timp. Aoleu! Știi cum sunt cu mâncarea asta? Așa! De zi, mănânc sau nu mănânc? Zi un nume de vlogger român. Da, zic. El zice. Cu care ai o mare, mare problemă. Și cu care dacă te întâlnești, sunteți așa!
Când ne întâlnim, suntem așa? N-am putea fi niciodată un pic așa. Nu. Cred că o face cu ochi acum. Eu zic să ai pe ouă. Dar unde e Fanny? Eu zic să iei puțin din nou. Am câțiva astea. Nu știu pe care să-l aleagă. Vlogger român. Atenție. Mamă. Ești sigur că poți să spui? Da, mă, că e doar nou, e proteină, tu ești la sală, e ok. Bă, lasă-mă să mă gândesc. Bă, e om, mă. Cu care dacă mă pot să dai așa. Cum îl cheamă pe ăla micul de face gaming? De face cine? Gaming. Care mic? Epic Shorty. Așa, Epic Shorty. Așa? Păi, de ce? Cum? Cum de? Faceți niște chestii și nu mi-au plăcut. Ce? Ce ușor a fost la tine, băi, unul. E Epic Shorty, eu nu știu cine e. Eu nu știu cine e Epic Shorty, dar eu am zis, da, bitalete, mi-a iau în gura ține, băi, la cap. Îți dai ce o să mă stăte pe Instagram acum cu mine. Dar ce pune Epic Shorty după clipul ăsta? Wow! Eu să... Mamă, ce mură miroase! Coloșibie. Hai să vedem care-i treaba. Faceți foarte cât hârtie, da. Să vedem cine e primul? Hai să facem. 3, 2, 1 și, da? 3, 2, 1 și. 3, 2, 1 și. Wow! Am câștigat, vreau să vă mint. Te rog. Trebuie să-i alegi un fel. Da, păi vreau să știu ce sunt. Ce? Tu ai câștigat? Da. Ah, deci... Păi nu știu, alege unul. După cum arată. Alege unul cum arată și îți spunem ce e. Mamă, wow. Nu, 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 vezi că alea cu farfuriețele sunt cel mai împuțite ever, gen. Bine. Eu răspund la orice, crede-mă. Mamă. O să fie. Aoleu. Mamă, miroase chiar bine, gen, dacă mă întrebi. Mamă. Până la noi n-a ajuns încă miros. Auzi, dar dacă mănânc toată porția, pot să mai încomand încă una? Pare apetisant, gen. Nu e ok, nu e ok. Nu, e bine, gen. Nu, trebuie să de asta, poate. Mamă, ți-a ales bine, mă. Mai dă-mi o porție, te rog, că... Crede-mă că răspund la orice. Negru? N-ai cum să dai cu mine. Bolul negru acoperit? Da. Ce e acolo? Ia, dă să văd ce e acolo. Nu, pot să cred că miroase, nu mai pot stau aici. E limba. Nu cred că e o limba acolo. Nu cred, miroase ca... Păi altă limba, altă. Bă, eu cred că știu ce-s miroase. Aia e oribilă și e chiar în fața ta. Acoperită. Aia o iei tu. Dacă... Deci i-ai ales limba. Eu până acum am avut decât o singură limbă. Vrei două? Mănâncă. Eu ți-am spus, poate îmi place. Răspund la orice. Ești gata. Asta m-ai întrebat? În limba asta. Mi se pare că orice te-aș întreba, îi răspunde, să-mi bat piciorul. E sigură? E sigură, e să mă ceva scârbos, naiba. Sunt așa cu stomacul. Să-mi spun Alexandra ce probleme am eu cu stomacul, gen. Nu vrei să știi, nu vrei să știi. Acum m-ați prins, bă. Zi-mi... O minciună pe care ai spus-o public. O minciună pe care ai spus-o public? Da. Sunt nevinovat. Stai să-și aleagă. Era bună la rost, mă, eu. Dar nu sunt. O minciună pe care am spus-o public. Hai că... Mănânci limba aia. Bine! Foarte bună întrebare dacă mă întrebi. Că nu știu câte am spus. Ce, eu sunt așa cu storytime-urile. Păi, public, o minciună. Măcar e gătită. Da, da. Nu pare. Este. Mamă, dar... Gen, tot ce acolo e comestibil. Chinezii mănâncă... Dar vreau să văd cum mănânci tu limba asta. Gen. Bă, cum miroase să vă se cred, e groaznic. Dar de ce ați mai pus chestia asta pe lângă? Că oricum, gen, nu o să dea nimeni să mănânce bambus. Ce e ăsta? E ok ăla.
Eu stau așa că pute de acolo. Adică... Zi-o pe aia lui Teo, că ți-a zis atunci Teo. Atunci mănânci. Nu. N-ai așa, Teo? Ce? Sunt nevinovat. Păi nu e așa. Da, dacă e faptul că am spus o minciună publică, am spus că sunt vinovat. Ah. Ai spus așa? Despre ceva, da, mi-am asumat că sunt vinovat prin ceea ce am spus eu, să zic așa, eu știind că sunt nevinovat. Deci, practic, am mințit publicul teoretic, când eu, în conspirația mea, știu că sunt nevinovat, dar totuși am pledat vinovat, tocmai ca să vadă lumea că sunt un om asumat și chiar sunt, dar acum că s-a dat ca o minciună, lumea o să ia o altfel de întorsătură, dar oamenii care sunt cu mine mă înțeleg. Am și cu cadourile, perfect, că de așa le pachetează. Bravo! Ia treaba tu acum. Care ziceai, Vlad? Asta? Mă! Ia deschide. Bă, stai așa. E pasta de creveți. Mă pare un... E cea mai rea chestie. Mamă, ce e aia, frate, am găsit un pateu, gen. Mamă, pe bune că... Mamă, am tras la valiera. Deci eu văd luminițe verzi. Nu știu dacă vedeți și voi. Bă, pe bune vorbesc. Întreabă repede. Mamă, fii atent. Două mai așa un pic. Nu, n-ai cum. Deci, răspunzi orice îți pică la aia. O întrebare, da? O întrebare orice? Da, da. Să nu ieși din cadrul nici nu-i. Nu prea miros. Uite, de exemplu, m-am gândit. Ia. Spune, gen, public, câți bani ai câștigat cea mai mult într-o lună din tot ce înseamnă YouTube? Wow! Colaborări, whatever. Am în simplu. Ok, mi-e rușine. 150.000 de mii. Bine, în România nu prea se câștigă bani din YouTube. Gen. De-aia fac toți. Da, m-am apucat din nou. Că nu se câștigă. M-am apucat ca să fiu modestă. Stai mă să mă gândesc. Mamă, și mi-a venit într-un an. Într-un an, bine. Se poate adăuga. Păi stai puțin că într-un an poate să fie mult, în da, lună, în altă lună e zero. Păi da, într-un an e minus. Cel mai bun an. Cel mai bun an? Da. Cel mai bună lună, cel mai bun an, nu? Sau lună sau an ai zis? Luna. Am zis lună eu, teoretic. Da, bine. Nu voiam să te zic. A, nu voiam să te zic dacă m-am întâlnit. Nu știu pe an, deci chiar nu știu pe an. Ai părul la e și greu să numeri. Într-o lună cel mai mult am câștigat... Stai că mai am întrebat. Cu manager sau fără gen? Cu totul, gen. Cum vine YouTube, tot banii, tot ce vrei. Azi, colaboratorii, evenimente... O lună. Care a fost cea mai bună luna ta? 33.000 de euro, să le înțelegem. Nu vorbim un bani. Nu am ce să caut aici, gen. Adică chiar nu e locul meu, dacă mă înțelegi. M-am plecat pe ușă. Glumeam. Că aici stai o gură de aer, că nu mai e glum. Doar 33.000. Ok. Da, am menționat cu manager, da, cu tot, toate tot, treburile, adică... Eu. Cea mai bună lună e zis. Da. Da. Știm, știm. Bine, da. Așa e cu banii. Da. Din YouTube. Îmi dai și mie 5. Am de plătit. Ia mașină, dar și-a pus un șofer să umble cu altă mașină în spatele în caz de ceva. Am de plătit o datorie. Ei, asta e. E ok. Care era cea mai împuțită? A, nu, uite, direct la asta cu șarpele sau ce dracu este. Astea sunt bațe... Oribil. Mațe, uite, tiscul la ele. Uitați-vă la ele. Mamă, dar aici miroase urât. Mă, dar chiar seamănă cu un bacon. Ai mâncat mă la... Bă, ce să zici. Așa. Ce mă întreb? Ca să nu mănânc aceste mațe oribile. Sau ca să le mănânc. Care este cel mai mare regret public pe care l-ai avut vreodată? Gen de lumea... Gen din online și așa. De am zis public. Că am colaborat cu Vlad Alexandrescu. Cred că bunica lui e foarte dezamăgită. E bine, e bine. Și la noi s-a îndrescut, ăla care a zis că a murit bunica sa și pe aceea, de fapt nu a murit bunica sa, era așa. Și dacă îți cumpărai mărciul lui, gen învia bunica sa. Așa cu ideile, omul! E ok, gen! Mamă! Așa de repede, băi, nu-mi e să cred! Da, deci îți dai tot mațele. Eu vreau să iei o lingură întreagă de meduze. Meduze? Ok. Meduză?
Și pentru aceste meduze. Mama. Aia nu-i varză? Nu. Mă, crezi că e varză, dar e murată, gen. Arată ceva nașpa, oricum. Ce influenceriță de pe Instagram ți se pare foarte fake? Da. Foarte fake. Sellout. Big sellout, foarte fake. Hai, Alexandra, că știm amândoi, dă-o pe față. Chiar n-am mâncat nimeni până acum. Nimeni nu vrea să certe. Bă, uite, asta e din perspectiva mea, mi se pare fake. Din a ta. Din a ta, bineînțeles. Da, da. Mi se pare că a delinat pestrițul. Wow! Ce? Și acolo e surprins, nici el nu se aștepta la asta. Eu mă aștepta la altcineva să spui. Mă avem în cap? Bă, vedeți că nu mai dați înapoi, gata. Da, da, ea mi se pare cea mai fake. S-a spus, gata, nu se mai dă înapoi. Bă, dar aruncate în cap. Uite, avem un avi, un avi. Să înceapă bifurile! 2021! Mamă, ce pămâne anul, ce să zic? Eu vreau să mă pun bine cu toți, mănânc dacă e... Hai! Păi, Cristi, fiindcă tu ai rămas ultimul, treci automat la masă. A, da, ca să... Ia! Cu automat la masă, doar că... 5. Eu să? Da. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Ți-ai ales cel mai bun coleg de masă. Nu pot să cred. Așa, mă, de mic! Te întrebi și eu? Ce alegem aici, ce vrei să mănânc la... Ia să aleg eu. Hai, hai să scoai de lamă? Cred că... Ești cu pada alpaca să ne bune. Cred că-s creveții aia. Mă. E pasta aia de creveți, nu? Mă, doamne, cum miroase chestia aia. Aia e cea mai oribilă. Bă, să știi care-i proteină. Să știi care-i proteină. Bă, să știi care-i proteină. Vezi că... Usala, eu zic să te obișnuiești, pentru că... După ce o să te întreb, hai, întreb-o. N-ai cum să răspund la întrebarea întreb-o. Asta. Cu ce fată ai făcut cel mai mișto sex vreodată în afară de nevasta? Niciuna. Spune-i numele. Niciuna. E imposibil. Să... Dacă e cu ea de la 13 ani! Deci cu ea ai fost toată viața ta. Păi ce-am... Bă! Eu de asta m-am gândit să pun aceeași întrebare, sub o altă formă. Cred așa ceva. Și m-am gândit că n-a... E cu Simona așa! Ce tău ești de unde? Așa! Mamă, ce-am mișuat! Bă, doamne! Asta se mănânci din politete? Nu, m-am așteptat să zic că ceva interesant. Mamă, cum învârte-mă? Așa, exact. De ce mă întrebi? Toată lumea folosește pasta aia de creveți. Și dacă ai miros ce mai rău? Zi-mi un vlogger pe care ești invidios de succesul lui, în afară de Fractul. Real. E România? Max Infinit. Max Infinit. Dacă ai văzut Social Blade-ul, bălești. Am văzut. Bălești, n-ai cum. Da. E, Social Blade mai e fake, că în realitate e mai mult gen. Ai. Da, mă, iar n-am mâncat nimeni. Ce să mănânci, mă, de mortadela astea? Mortadela. De moarte, dracu. Ce așa, face doar 3 cu 1. Coro și Alexandru. Oh, no! Chiar de mult vreau să te întreb ceva. Nu, eu. Cine ai avut ocazia să faci în privat? Uite, eu îți dau să mănânci baconul ăla. Bambus, am înțeles. Nu, a, baconul ăla. Ce e? N-am nicio idee ce e. Care erau șansele să picăm noi doi? Era așa certa, nu știu ce să zic. Ziua! Vai. Baracu de beberau. Ar vrea să pună, dar nici n-ar vrea. E frică și lui de răspuns. Da. Te-ai gândit vreo secundă din viața ta? Așa. Dacă ar veni, spre exemplu, nu știu, un artist celebru, Maluma, whatever, așa, să mă lași pentru el, dacă te cere de soție? Nu.
știi? Adică nu. Știu că vine ăla gen, e bun și tu nu și sunt perfect. Corect. Nu. Nu trebuie să știi. Trăiam offline și online, erai așa. Băi, Alexa. Nu știu. Nu, nu m-a plecat din corp. Da, mă! Ia-te, mă, ce la faci aici toți oamenii, mă, nene, mă! Nu m-am gândit. Chiar să mândru atunci. Atâta timp cât eu sunt fericită alături de tine, m-am gândit niciodată cum ar fi fost dacă sau... Parcă trăiesc prezentul lui Victor. Sunteți așa, da! Nu te dăm pe mie, dar apă ce... Te iubesc! A, și eu. Acum! Da, păi, vezi că ți-am dat bambusul ăla? Da, da. Ce drept, cum dai să mănânc cu oile astea opărite? Niște ouă de, nu știu ce, de rață, coclite. Da, alea? Da. Că am vrut să le deschid. Nu, nu. E ceva rău. Da, e și masochist, îți place să le iei, să le... Păi, dar am vrut să văd, seamănă cu un bacon, dar nu e bacon, e un șarpe mor ceva. Dacă miroși de aici, mori. Nu, 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 nu. Te-ai gândit vreodată să mă părăsești pentru o altă fată dintre prietenele mele? Dintre prietenele tale? Da. Nu. Dacă era vreun artist în ceva, mai ziceam. Nu. Tu prietenele tale? Da, tu. Tu ești mai frumos din toate prietenele tale. Ei, nu. Vrei să zic niște nume aici? Nu, nu, hai să facem bif între prieteni, gen. Nu, nu, nu. Dacă zic de... Nu! Bă, da, bravo, bravo, bă. Suntem așa. Cum să te părăsești, bravo, mă, dată? Deci, înainte de asta, vreau să fac o mărturisire. Am făcut un check înainte de... pentru întrebarea mea și nu vreau să mă încăcat. Era vorba, de fapt, de 23.000. Am sărăcit 10.000 și am să menționez pentru că mi se părea că mint public. Ce zic? Așa, trebuie să-l vin, dar nu e așa, a? Și aș vrea să spun că mai gen netalentat mi se pare Pain de la 5G. Oh, no! Double beef! Și mie-mi place de picioarte, sunt așa, până am să-și devau Cătălin tale! Hai, la 1, 2, 3 și, da? 1, 2, 3 și... 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 Ha! A, păi bine, încep tu. Încep tu. Păi cum tu ai câștigat? M-am câștigat tu, dar aleg cine începe. Ce vrăjeală, e bun ești. Ui. Am mai ale poste. Cum? Chestia e varză aia nebună. Mamă, dacă era varză, o mâncam. Și-o am zis că e varză, sincer. Dar sunt mai puțin. Se întrebă. Transpiră palmele, ia zi, mă! Ia zi, mă! Lasă-mă să mănânc! Mamă, deci sunt două variante. Una e bună ca beef, alta era pentru tine. O să o luăm pe aia, era pentru tine. Zi-mi când ai mințit antrenorul cu dieta. Când ai avut cheat day fără să-i zici. E complicat! Și cu ce? Și ce ai mâncat? Simona, din cauza ta să nu plătești pe seara! E clar. A fost Simona la munte cu Ștefania, că sunt așa. Și am adus acasă un chiurtă în școală. Atât! Și a rămas? Și cât a rămas de el? Atât! Aoleu, am trebuit să spun. Azi nu mai vreau nimic. Dar nici nu vreau să mănânc din astea, că sunt la liceu. Vă rog frumos. Eu făceam băgat 2000 de calorii. Fuck. Ești pregătită? Nu, nu. Stai așa. Să mă inspir ea. Mi-a luat emisiunea să mor. Te-ai certat sau rog cu streamii? Nu mă, ce e asta? Dacă dați așa, de ce cu oamenii? Niște mei. Fuck. Mamă, păi stai puțin. Dar nu te spune tot. Mă ură, gen. Nu.
Chiar sunt rinichi, adică sunt comestibile. Da, păi, am să răspund. Da, cu scandal. Da? Da. Trebuie să spun motivul, nu? Așa, nu zic că trebuie. Bă, ideea e că sunt foarte multe. Adică, ziceți-mă când vine o ceartă, că sunt toate frustrările din lume și le... Contează că ne-am împăcat, nu? E ok? A, m-ați împăcat? Da, da, da. Aaa, tot ce a răspuns femeia, a zis că s-a certat. Acolo, ca să știi așa, să știi că eu te-am susținut, mă. Mulțumesc, respect. Chiar te-am susținut. Suntem am înțeles așa. Problema și așa, da? Întreabă-mă tu. Dăm ok. Să... Uite, eu îți dau chiftele astea. Astea sunt chiftele sau ce sunt astea? Nu, astea, mă, gen. Auzi, de unde și vorba am mâncat? Uite, gen astea. Da, chiftele. Sunt coaie. Da, sunt. Păi și alea ce sunt, frate? Ce? O, alea cu cincopiteci în ele. Alea sunt coaie de cincopiteci. Bine, n-am vrut să dau chiar așa. Bine, îți dau așa. Astea ale lui cine sunt coaie? Rinichi. Rinichi? Da. Să te întreb așa... Aveau piatră, nisip, ce... zi. Orice. Da. Zi ce eu fac. Acum, dacă tot sunt aici, m-am mâncat în cur. Zi-mi ce artist de muzică lăutărească, ca să nu zic manele. Manele! Ce artist de manele nu îți place deloc, gen? Deloc. Antitalent. Nu cântă bine, nu știu, off-camera sau... la concerte sau așa, sau face prea urât playback, sau cum vrei tu, praștie. Nicola Sax. Nu s-a gândit de două ori. Nu, nu-mi place cum cântă, dar nu... Da, mă rog, fie, da, asta e perspectivă. Da, dacă a făcut el ceva cu viața lui, e fie el bun, îmi place ceva, nu? Dar nu, îmi place mie cum cântă. Ce se întreb eu pe tine acum? Iisus Hristos, pe care a fost cel mai... umilitor lucru pe care l-ai făcut pe YouTube. Umilitor? Da. E deja. Hai ia tu cu aia, lasă că... Să fie sănătos. Umilitor? Da. Ce te-a făcut pe tine să te simți umilit și a trebuit să faci, ca un fel de compromis, ceva. Tot ce s-a întâmplat acum. Asta a fost cel mai umilitor moment din viața mea, că în rest sunt un pic mândru de ce am făcut pe YouTube. Gen, nu au mai fost alte situații, că mă gândeam că au mai fost niște d-astea, că acum am înțeles. Să zic altceva în afară de chestia asta, orice altceva. Da, dar după aia o știm, e lămurită, gen nu. Aia, toată lumea. Altceva umilitor. Ajută-mă, Alexandra. Că tu poți să spui mai mult așa, că eu, știi că eu sunt retardat și eu zic că e ok tot și Alexandra spune de fiecare dată când faci un live, păi da, ai cam exagerat, gen, și eu zic, a, mă, că e ok, doi ani mai târziu. Am fost la facultate. Aoleu, măi. Și n-am luat bacul, dacă mă înțelegi. Hai de capul meu. Mamă, ce. Hai, tu mă întrebi. Bine, Cristiane. Tu mă întrebi. Eu te întreb? Da, tu mă întrebi. Dă-mi să mănânc lumânarea, că o mănânc. Cred că îți dau o teroare gravă. Nu tot ăstea, mă, acoperite, mă, că au fost tot clipuri, ești nebun, nu mănâncă nimeni din ele. Eu vreau să răspund la... Da, e sigur? Am telefonul tău aici, l-ai împins pe la mine, merge fața, pot să fac ce vreau în el. Ce o să faci? Trebuie să-mi pui o întrebare. Fața, ca să mă urmează, ca să mă merge cu fața. Uite, merge. What? Față, nu? Nu, mă, cred. Cred. Ce e aici, mă? Ai, mă, serios, dar n-ai mai ales crema asta? E crema aia împuțită. E crema aia împuțită, serios, nu mai. Nu, eu am fost până acum cu Alexandra și vezi că i-am dat meduze. Da, exact. Eu n-am ales-o până acum. Îmi permit? Ești bine? Ok, Cristi. Cristi, nu mai stai deloc să te gândești. Spune-mi... I-a venit cu Lucas. Cristi. Te aud în morții tăi, îmi țin nasul, nu urechile. Spune numele unei foste oribile. Nu pot să spun asta. Bă, bagă de-aia în gură. Vai,
O rău bagi în gură așa, ori... Mă rostești niște litere. Nu pot să spun așa ceva. Nu pot să spun așa ceva. Îmi pare rău. Băi, ești nebun, dă-mi altceva să mănânc. Băi, tata acolo! Tot ce vor, dar unde ați venit mai aici? Unde ați venit aici? Poate dacă vrea altceva, hai serie, poate vrea să mănânc. Eu n-am folosit-o până acum, am folosit-o. Păi și-o folosește toată lumea să mă mă. Tu m-ai chemat aici, forțat, m-ai luat aici. De două ori am fost la masa asta, de două ori mi s-a dat asta. Îți dau temelie dacă m-ai chemat aici. Păi așa, uite, dacă mai pic cu altcineva și îmi dă tot asta, că nu mi-a mai dat o mie, ce e asta? Îmi pică numai asta de fiecare dată. Mănâncă sau scuipă adevărul? Bă, nu pot să mănânc asta, ești nebun? Atunci spune numele! Spune numele! Nu pot, nici asta. Ori mănânci! Adică de ce vrei să mai ai acces acolo să înțelegi? Nu, 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 nicio șansă, nu, dar de discreție, așa nu e plăcut. Eu zic că te pregătești să iei un vârf de chestii de-aia în... Păi, nu pot să miros! Zi prenumele atât! Păi, păi e de-ajuns, e de-ajuns! E de-ajuns! Da! Uite, nu de familie, că la urmă! Zi atunci prenume sau ceva, că să scap! Mă, deci chestia aia... Azi tu pă mai bine, că aia pute până la mine! Pute până la mine! Omul doar o miroase și moare, nu... Nu pot să mănânc așa ceva! Îți spune-i numele. Dă-mi dracu altceva. Nu. Bine, fii atent. Știi cum te iert? Dacă dai aia și e, faci așa. În toată farfuria. E echivalent. Pot să mă duc să vomit deja. Morții lui. Nu mă oricum de telefon. Atât. Gata. Ești bine. Ia. Ești bine. Dacă mai ia pe mine. Ia mănâncă-mă coaiele alea care stau. Mănânc coaie, ok, întreabă-mă. Spune numele persoanelor cu care ai făcut sex în viața ta. Spune numele persoanelor cu care ai făcut sex toată viața ta. Vai de p***a. Ai un loc pe ceva? Vai. Haide. Vai. Vai. Haide. Vai. Deci e fratele de mine. Cât într-o furculiță, nu știu. Mușc, doar o să mușc din coi. Ești, mă. Taie coi. Ești, mă, taie coi. Uite, mă. Îl iei de aici. Uite, vezi de unde l-am tăiat? Da. Acolo mușc. Nu cred. Deci eu chiar nu cred. Nu cred că nu știu. Știți gripul ăla cu femeia care zice, mă, cât ești bine? Coia, mă, gata! Nu, 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 în moment ce n-a făcut de niciun fel până acum? Mănâncă coaie, om. Înghite, înghite coaiele. Înghite coaiele? Dar ce coaie sunt de curând? De porc, cred. Hai mă, înghiți coaiele. Înghiți coaiele? Bine mă, înghiți coaiele, bravo, ce să fac. Aie, de vă din poate. Poate coaie de primul care a avut coaie, bravo. În gură. Spune numele unei persoane cu care ai colaborat și nu ți-a făcut așa plăcere, dar ai colaborat doar pentru vizualizări. Știu că tu ai făcut multe colaborări și mă gândesc că nu ți-a plăcut chiar de toată lumea. Sutul ăsta e o vânătoare. Ala, ce? Sutul ăsta. Bă... Bă, dar nu, deci nu e despre persoana respectivă, e că ca și n-ați episod am interacționat foarte bine, în primul rând să începem cu mențiunea că eu am întârziat groaznic de mult la filmarea mea și m-a așteptat în căldură și probabil și eu am fost motiv pentru care și-a tăiat tot cheful, dar pe deasupra filmarea e și cam așa...
grăbită, puțin se putea interacționa mai mult, a avut emoții și numele, fără... Bine, J'adore. Nici eu. Gen, ideea e că a fost emoțional la unele momente și s-a băgat mai mult Vlad Danilă, cu care era el, să întrebe. Și eu aveam mai multă interacțiune de la el, dar omul a fost nota 10 în rest. Na. Hai, alege ce zic. N-ai cum? Zim numele unui băiat care te-a refuzat vreodată. Care m-a refuzat? Refuzat în ce sens? Stai, stai, refuzat în ce sens? Refuzat în a avea o treabă. Îl cheamă Teddy. Cine e, mă, Teddy? Aveam 14 ani sau 13 ani și îmi plăcea foarte mult de el. Eu eram la B și el era la C. Și eu, când eram mică, am avut... Boring. Să ții cont, te rog frumos, că ți-am dat ieri o pereche de Adidas, gen. Nu prea țin eu acolo astea. 17 bețe. Ai dracu să ia. Fii atent. Bă, uite, pentru că chiar sunt lăgut cu tine și ești la regim, îți dau să mănânci niște brânză cu aia. Deci chiar sunt ok, gen, cu ea. Nu e brânza aia? Nu e brânza. A, e bambus. Ăla e bambus? Dar și curios, cum e ca textura, așa? Am crezut că se taie, gen, eu am crezut că e brânză, gen. Ai consumat vreodată substanțe ilegale? Nu. Ilegale? Asta e. Ce înseamnă ilegale? Interzise. Bă, da, dar zic și ce? Mercur, gen. Ce înseamnă mercur? E ăla din la sub braț care se bagă și așa? Ăla, da, argintul viu. Am găsit toată o sticluță, știi? Și m-aș jucat cu el pe stradă și practic le-am consumat. Și eu mor, asta e chestia, că am găsit în pădure. Adică tu ești acum mor și te-ai renăscut? Băi, ți-am dat să mănânci niște varză, gen. Sau, mă rog, ce e? Tot pe la țina și ție. Îl cheamă pe polițistul care te-a arestat. Nu cred că am voie să spun asta. Mă dore capul. S-a mă dinat și înapoi. Nu știu că te mă detic, nu o să te alte restricții, dar... Să-l bag jumate sau tot? Vă credeam și că vrei să fugi de tot incidentul ăsta. Eu chiar vreau să scap de el, dar n-am cum, că sunt conștient. Ei, acum că facem haze în caz de el, trage lumea că nu... E Caterinca, gen. Da, așa. Așa că am zis. Așa am zis eu că e Caterinca și n-a fost. Că, gen, oamenii au luat-o nașpa pe chestia asta. Dacă mănânc așa, uite, da, până aici, da, e ok? Da. Gen, da, e ok. Sincer. Pe bune. Da, mă, frate. Cred că e bună, da, da, dați-i o pungă. Am plecat-o, mă. Ale, la mare. Sunt ok.